numai din bugetul de venituri pe anul 2019, pe baza de cheltuială la această sursă socială, trebuie să punem în jur de 18,5 miliarde lei vechi, sursă care până acum venea din bugetul statului. Și acum trebuie să o punem în jur. În al doilea rând, avem și altă povară pe capul nostru ca și cheltuieli, în sensul că, prin ordonanța 114, majoritatea salariaților care lucrează în construcții și care au relații contractuale cu diferite unități administrative teritoriale, primării, indiferent de municipii, orașe, comune sau Uniunea Consiliului de Sine, salariul minim la muncitor este de 30 de milioane și această influență se regăsește, bineînțeles, la solicitarea antreprenorilor care au contracte de închiriere cu autoritatea contractantă, adică cu beneficiarii, și care sursă, vă dați seama că trebuie să o acoperim tot din bugetul local față de contractele încheiate inițial. Așa cum am specificat, majoritatea cetățenilor și cu bună dreptate în țară au pretenții și avem pretenții și cu bună dreptate, într-un fel, să avem de toate că de-aia plătim la primărie. De-aia plătim la primărie toate și impuste și avem pretenții să facem și aeroportul și aerodromul. Din această sursă care o plătim la primărie, să avem și pe stradă, să avem și stradă, să avem și canalizare și ABC-ul civilizației, să avem de toate. Dar vreau să vă spun că din această sursă, numai la Basco, să vedeți că ponderea nu este nici de 10% din veniturile bugetului local. Mai ales prin faptul că în ultimii 10 ani nu s-au mărit taxele și impozitele la bugetul local decât anul trecut, când prin hotărârea Consiliului Local la un anumit capitol, și mă refer aici la impozitul pe clădiri, persoane fizice, s-a mărit cu anumit procent, impus într-un fel și de legea codului fiscal, în care, într-un tabel acolo,